elaborarea unui plan de măsuri pentru o bună desfășurare a examenului de bacalaureat la disciplina religie, stabilirea unei strategii pentru promovarea ofertei educaționale a unităților de învățământ vocațional din Mitropolia Olteniei. Acestea au fost printre obiectivele dezbătute la conferința de astăzi. Va trebui să ne mobilizăm, pentru că disciplina religie va fi evaluată, iar copiii care vor susține examenul de bacalaureat la această disciplină vor fi corectați după un barem, vor primi o notă care va conta la media finală. Desigur, nu de anul viitor, știți că este o perioadă până când se va stabili acest lucru exact. Iar noi, dacă facem o statistică, de fiecare dată la disciplina aceasta am avut note foarte mari, încă de la clasa 0, dacă nu maxim, până la clasa 12. Am reușit să strângem, să creionăm, ca să zic așa, propuneri și amendamente care au ajuns la Patriarhia Română, respectiv la Ministerul Educației. Și știu de asemenea că nu a fost suficient, mai atât că în permanență în al Preasfințitul s-a străduit și a ținut legătura cu Ministerul Educației, așa încât toată legislația să fie în favoarea cadrelor didactice de religie, dar și ale elevilor. Pentru că, spre bucuria noastră, elevii doresc să studieze, sunt și copii cu calități deosebite. Cred că ar fi potrivit ca înainte de examenul de bacalaureat să gândim niște modele de subiecte pe care profesorii care vor fi evaluatori să le exerseze și cu copiii la clasă și o formă de evaluare pentru ca să putem să evaluăm obiectiv. Ne gândim că până atunci clar se va face o evaluare online. În cadrul dezbaterii s-a vorbit și despre situația actuală a învățământului vocațional din Oltenia. Avem nevoie de fiecare idee, de fiecare nouă oportunitate și tot ceea ce dumneavoastră considerați că este benefic în îmbunătățirea planurilor de învățământ, în programele de studii pe care noi le desfășurăm. Secțiile de filologie, în mod special, pe care le avem în păstorire ca profesor de religie, de acolo poți să extragi câțiva elevi, 1, 2, 3, care să poată să meargă spre materia pentru bacalaureat opțională pentru religie și apoi să se înscrie și la teologie. La dezbaterea despre disciplina religie și învățământul religios din Mitropolia Olteniei a participat și Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei în al preasfinția sa Irineu. Pregătirea noastră este ca să formăm ucenici, să formăm următorii noștri care ne vor lua locul în aceste funcții pe care Dumnezeu le-a încredințat. Obligația este destul de mare și în același timp și responsabilitatea este și mai mare. Nu este vorba despre o obligație educațională, ci este vorba de o responsabilitate sufletească. Colaborarea profesor-preot în vederea prezenței elevilor în spațiul liturgic, dar și activități comune la nivelul Mitropoliei Olteniei, au fost alte teme abordate la dezbatere.